Salut, fetelor, ce mai faceți voi? Sper că vă simțiți minunate. E bine, dragile mele, în clipul de astăzi o să vorbim despre amor. Mucho amor. M-am indicat în clipul de astăzi să vorbim puțin despre Sfântul Valentin, ziua îndrăgostiților, ce se întâmplă, domnule, o ia lumea razna, fetele, iubii, e Sfântul Valentin, hai să mergem undeva, ce mi-i cadou. M-am gândit la toate chestiile astea și din experiența mea, de petrecut 11 ani de Sfântul Valentin, am zis să vorbim puțin despre tema asta. Prin urmare, vorbim despre cadouri, despre idei de petrecut această zi minunată, deosebită, plină de amor. Sper să vă placă clipul de astăzi, nu știu, un clip în care o să vorbesc eu mai mult decât de obicei. Și să începem, o să iau așa pe idei. Sunt vreo 8 idei? Da, mi-am scris pe agenda 8 idei pe care vreau să le vorbesc cu voi aici. Cum ziceam, sunt de 11 ani cu prietenul, soțul meu, prietenul meu e soțul meu de vreo 4 ani. Suntem împreună de 11 ani și de 11 ani am tot petrecut Sfântul Valentin. Este pur și simplu o scuză de a ne face mici atenții, nici pe departe cadouri senzaționale sau mai știu eu ce. În fine, înțelegeți ideea, nu suntem mari petrecăreți de Sfântul Valentin, ne place să ne facem mici atenții și atâta tot. Dar am trecut prin mai multe faze cu Sfântul Valentin, am trăit Sfântul Valentin fiind adolescentă și acum fiind mămică și fiind adult. Deci sunt trei etape prin care am trecut și aș vrea să dezbatem puțin ideea asta. Prima idee, dacă nu aveți așa un buget mare și vreți să faceți chestii do it yourself, pentru mine chestiile do it yourself sunt mai prețioase decât cele cumpărate de-a data, deci pentru mine asta e esențial. Prima idee e bazată în Pinterest, căutați-vă inspirația acolo, dacă vreți să faceți chestii do it yourself, nu știu, cadouri mai speciale, intrați pe Pinterest, puneți Valentine's Day și o să vedeți cu câtă informație ieșiți după o oră de Pinterest. De eu am găsit câteva idei foarte, foarte, foarte mișto pe Pinterest. Am găsit gen să faci un breloc inimioară, ăsta e foarte, foarte simplu de făcut. Am mai văzut de asemenea niște vouchere, voucherele m-au nebunit, deci îmi plac atât de mult voucherele. Ce consistă ideea este să imprimi niște vouchere pe care, bineînțeles, scrie ai un sărut gratis, o îmbrățișare gratis, 30% reducere la iubire, ceva de genul, pe care tu le imprimi, cum spuneam, le tai frumos, le pui o funiță și le dăruiești persoanei iubite, iar persoana iubită când vine cu voucherul la tine, vreau și eu un public gratis. E super faină ideea asta, îmi place foarte, foarte mult și cred că e un cadou foarte, așa, nemai văzut, nemai utilizat. O să vă las link-ul de la Pinterest-ul meu în cutiuța cu descriere, dacă vreți să mă urmăriți și acolo. Cum vă ziceam, de acolo vă puteți lua multă, multă, multă inspirație pentru această zi. Și cum iubirea trece prin stomac, m-am gândit să vorbim puțin și despre mâncare în clipul ăsta. M-am gândit să vorbim puțin despre micul dejun și cină, că astea sunt mai importante. De exemplu, am făcut un mic dejun, dar care e foarte drăguț, plan așa minimalist cum îmi place mie și cred că este un mod plăcut de a surprinde persoana iubită. E foarte simplu să-l faceți. Haideți să vă arăt cum l-am făcut eu. Bun, și am început cu ciocolata caldă. Am avut nevoie de niște lapte și ciocolată pentru topit. Am pus laptele și ciocolata într-o creticioară la foc ușor, la topit. Între timp ce ciocolata este pe foc, o să ne ocupăm de tavă, o să decorăm tava. Am făcut cu două bastoane de Kit Kat un V, cu mini biscuiți am făcut un L. Cu zmeura am făcut un E. Iar acum că ciocolata noastră este gata, o punem în cană, iar cana o vom folosi ca și un O. Și am terminat. Am făcut un love. Și să nu plecăm din lumea asta mâncării, să vorbim despre cină romantică. Fie că cina o cumpărați, fie că o faceți voi, esențial e să decorați masa. Cât mai frumos, cât mai drăguț, cât mai amoros. Să vă arăt cum am decorat eu cu câțiva ani masa pentru cină romantică. Mi se pare super drăguță ideea. Vă las să vedeți. Bineînțeles, fața de masă albă pentru mine e sfântă. Am pus aceste două inimioare făcute din material. O să vă arăt imediat cum le-am făcut, pentru că este foarte, foarte simplu. Am avut nevoie de două bucăți de material pe care le-am dublat pe jumătate, ca în imagine. După care am desenat o jumătate de inimă și am trecut
la tăiat. Am tăiat, după cum vedeți, decât jumate de inimă. Iar când desfac materialul, puteți vedea că este o inimă perfectă. După care am adăugat farfurii, tacâmurile și, bineînțeles, lumânarea, care nu poate să lipsească de pe o masă romantică. Acum tot ce lipsește de pe masa asta este mâncărica, papa bun, iar după se lasă bună bătăi. Și acum să vorbim despre cadouri pe care le putem cumpăra. Pentru mine, în viața asta, cadourile personalizate sunt foarte, foarte speciale. Cadourile care poți să le personalizezi fie cu numele, fie cu poza ta și a iubitului tău, mi se par senzaționale. Mereu le-am adorat. O să vă arăt acum câteva. De exemplu, din anii precedenți avem pernă cu noi doi. Ce mai avem? Cană, tot așa cu noi doi. Avem și preloc cu noi doi. Magnet pentru frigider cu pozele noastre. Pentru mine, astea sunt cadouri foarte așa de Sfântul Valentin, nu știu, îmi plac foarte. Cred că aceste cadouri sunt mai potrivite pentru perechile care au mai mult timp împreună. Dar v-am zis, sunt cadourile mele preferate pentru Sfântul Valentin sau când e un eveniment special în cuplu, mi se par cadourile perfecte, perfecte. Din punctul meu de vedere, cel mai perfect cadou de Sfântul Valentin sunt excursiile sau călătorile. Bineînțeles, asta de la o anumită vârstă, când ești adolescent, gen 17 ani, 18 inclus, când părinții nu te lasă să ieși din țară, din localitate, astea nu prea merg. Dacă ești așa adult, eu cred că este cadoul perfect, mie îmi place la nebunie să primesc altfel de cadouri, să zic că soțul meu, hai! Îmbracă-te, mâine plecăm de Sfântul Valentin, nu știu unde, în ce oraș, haide să-l vizităm. Cred că este cadoul perfect. Tot ce trebuie să faci este să umblați puțin pe net, să vă planificați puțin călătoria. Iar după, vreau să vă zic că am găsit o aplicație care îți permite să cumperi biletele, de exemplu, la teatru, locații din astea simbolice al fiecărui oraș. De exemplu, mergi în Italia, vrei să vezi nu știu ce monument. Bineînțeles că îți trebuie să cumperi intrarea, ai o aplicație unde o cumperi pe aplicație și uneori ai și reducere și nu mai stai la cozi, nu mai stai în frig să pierzi vremea direct. Ți-ai cumpărat-o de pe aplicație, ți-ai luat perechea și ai plecat să vizitezi chestia. Mi se pare o aplicație foarte de folos, mai ales pentru acei excursioniști care fac planuri pe ultim moment și nu au timp să-și cumpere chestiile din timp. Mi se pare foarte, foarte faină aplicația, o să vă las numele ei pe aici dacă mi-aduc aminte și în căsuța cu descrieri. Da, cadoul perfect din punctul meu de vedere pentru Sfântul Valentin sunt excursiile. Mie asta îmi place, mie fiecare cu gusturile lor. Mie asta îmi place. Cred că anul ăsta asta o să și facem. Sper! Oare mă aude cineva? Flori, bomboane, urși, tot ce găsim pe piață pentru Sfântul Valentin. Am primit, am dăruit când eram mai tânăr, acum suntem la un moment al vieții. Cred că chestiile astea sunt perfecte pentru adolescente. Ursuleți cu I love you, felicitări cu I love you, te iubesc, nu știu ce. Cred că sunt perfecte pentru adolescente. Am primit și eu și mi-o făceau tare, tare fericită. Când mai creștem puțin, bomboanele și florile, ba, pe mine mă dă pe spate, mi-a dus cutia de bomboane din ele preferatele mele și niște flori, gata, aia este. Chestiile astea legate de Sfântul Valentin care se vând prin toate magazinele, sunt ok. Atenți să nu luați niște chestii foarte, foarte chicioase. Când ești adolescent, dacă primești un urs cu I love you, ești cel mai fericit, cel mai fericită, bineînțeles. Și când ești așa pe la 20, dacă primești flori și ciocolată, iarăși ești super, super fericit. Cred că cadourile din comerț sunt ok atunci când nu ai timp sau ai uitat să cumperi. Da, cred că este un cadou ok. Dacă nu te pricepi nici la do it yourself, dacă nu vrei nici să cumperi chestiile care sunt în comerț deja, uite-te prin casă, fii atent, atentă ce-i trebuie omului. Na, s-a terminat parfumelul ăla, ți-a plăcut, așa-i? Da, tati, mi-a plăcut. Te duci și tu frumos și iei un parfumel, nu ceva. Chestiile care are nevoie, nu începe să cumpere nu știu ce parfum, care o să-l țină acolo și nu să-l folosească, sau nu știu ce cremă, care nici nu știu dacă îi place, te duci și în supermarket, oh, o cremă, Sfântul Valentin, hai să o iau, eu dau și am scăpat. Nu. Investighează puțin, du-te în baie, vezi dacă mai are o cremă puțin și se termină, nu știu,
chestiile astea. La el la fel, i s-a stricat bateria externă de la telefon. Vai, tati, mă duc să-ți cumpăr o baterie externă, că n-a fost că ți s-a stricat. Cadouri de care să se bucuri. Pentru că dacă ai nevoie de ceva, atunci când îl primești, te bucuri extrem de mult. Deci asta este ideea, să luați chestii de care persoana respectivă să se bucure, bineînțeles. Și ultima idee pe care aș vrea să o punctez astăzi, atenția la detalii. Fiți atenți, faceți detalii fain. Mic exemplu ar fi în ziua de Sfântul Valentin să-i trimiteți un e-mail cu o melodie faină care vă place, care i-ați cânta-o voi, sau un mesaj frumos, chestii mici care atunci când le primești te fac să te simți fericit. Să iei o hârtiuță, să-i scrii ceva la mână, să-i o lipești într-un loc care el sau ea să o vadă când se trezește din somn dimineața, tare, iar e tare, tare drăguț, mi se pare, uite, tare faină, tare drăguță. Să-i pregătești cafea, să-i lași cafea pregătită și să-i lași tot așa un bilețel cu te iubesc. Sunt detalii mici care le puteți face în această zi și care te bucură așa, pentru că, na, suntem oameni și detaliile astea mici, chiar dacă nu credeți, sunt mult mai importante decât chestii materiale. Pentru mine, cel puțin, sunt mult mai importante chestiile astea mici care te fac să te simți iubit. Și cam astea au fost ideile principale ale clipului ăsta. Nu știu, spuneți-mi în comentarii cum sărbătoriți voi Sfântul Valentin, dacă îl sărbătoriți, ce cadou le-ați primit în anii trecuți, ca să ne luăm așa idei. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă este așa, nu uitați să dați voi un like și un share. Dacă încă nu sunteți abonați, aveți aici un buton. Abonați-vă ca să fiți la curent cu ultimele mele postări. În continuare să vă las cu alte clipuri de ale mele. Sper să vă placă și acelea. Eu vă pot să semn ca de fiecare dată și ne vedem în clipul următor. Să fiți iubiți! Pa, pa!